coloana sonoră. Da. Microstructura acestei perete pe care se agață porumbei, este la o stupă. Ah, pardon. Tot aici vreau să vă mai arăt. Avem ler. Și aici este lumina din, de contur, da? În care am silueta. Aici am silueta. În spate nu mai am silueta. Am lumină laterală, da? Am răsărit. Da. Deci eram pe umbră și am făcut expunerea pe spate, pe muntele din spate. Himalaya. Dar chiar și între lumina de seară și de dimineață există diferențe datorită faptului că dimineața lumina este mult mai crudă. Tot ceea ce a fost peste noapte în atmosferă, datorită condensării, se cade jos pe pământ. Da? Și atmosfera, ați observat, dimineața este mult mai clară decât seara. Și atunci și lumina, evident, că este diferită seara de dimineața. Se spune că dimineața avem o lumină sculpturală, care este foarte, mult mai contrastă, nu foarte cunoscută, mult mai contrastă decât lumina de seară, care este o lumină picturală, în care detaliile nu sunt atât de bine reliefate și în care, cum spun, amestecul între cromatice este mult mai evident. Asta e seara? Asta e seara. Seara, dimineața, atmosfera e clară. Uite dimineața. Vezi, e clar. Vezi tot detaliul ăsta aici. Tot. Se adună tot felul de chestii în atmosferă. Și seara deci, e mai plastică. Da, lingiumile de unde sunt aceleași ale luminii. Deci da, absolut. Seara sunt foarte simetrice. Mai este mai mult sau mai puțin difuzată de atmosfera. Atmosfera de atmosferă, nu lumina, calitatea și compoziția luminii. Nu, ci atmosfera. Da. Din cauza atmosferei, cele două tipuri de, rezultă cele două tipuri. Iată, o lumină de dimineață. Torres del Paine. Torres del Paine. Și o lumină de seară. Am ales aceleași regiuni ca să fie lumini oarecum similare din punct de vedere al acolo la Himalaya, este Torres del Paine. Bun. Și aici vorbim despre un aspect care înseamnă punerea în evidență, sau nu punerea, analiza cadraturii și căutarea cadraturii cele mai bune, în așa fel încât poza la sfârșit, prin încercări repetate, să mă conducă către imaginea finală, cea mai bună. Da? Așa cum ieri, de exemplu, la cascadă, fiecare a căutat unghiuri, a căutat direcții de fotografie, în așa fel încât lucrurile să iasă cât mai plăcut. Rar se întâmplă ca să te duci acolo și să vezi din prima, bă, asta e. Și ai pus-o și faci poza, te uiți la ea și după aia zici, aoleo, stai că mai era uite detaliul ăla sau mai era detaliul ăla, și atunci te apuci și rafinezi compoziția. O faci din ce în ce mai rafinată, în așa fel încât lucrurile să arate cât mai bine. Iată ce putem face. Ajung undeva într-un loc în care văd că există un potențial de fotografie, fac o fotografie, mă uit și constat, bă, nu prea e cum trebuie, pentru că aici am un set de flori galbene, un buchețel mic de flori galbene, care se suprapune peste o stâncă galbenă. Da. Ce fac? Trebuie să trăiesc contrastul între subiect și fundal. La următoarea declanșare, mă las un pic mai jos în iarbă, constat nici că de data asta nu e bine și atunci mă las și mai jos în iarbă. Și m-am schimbat un pic, m-am dus puțin mai la stânga, m-am lăsat puțin mai jos, în așa fel încât am aici, în dreptul subiectului, să zicem, sau punctului de atracție, am contrastul maxim. Da? Ce mai constat? Constat că undeva pe partea din lateralele imaginii, de cum e pe aici așa, am tot felul de elemente care ușor mă deranjează. Și dacă aș propui așa, aș ajunge la o imagine de tipul acesta. Da? Și acum, dacă ne uităm de unde am plecat
și la ce am ajuns, vedem că este o diferență importantă de imagine, da? Deja imaginea este mult mai bună decât prima imagine pe care am făcut. În cazul portretelor, avem de-a face cu un portret de tipul acesta, surprins într-o mulțime, în care evident că personajul are potențial, are niște ochi teribil de frumoși, dar mă încurcă, uite, racordul ăsta de cap peste cap, mă încurcă fața asta care se termină fără față. Deci e clar că pe fundalul ăsta mi-era foarte dificil ca să pot să fac fotografiile astea, deși îmi plăcea personalul. Și atunci i-am zis, domnule, uite, mai pun semne, mai pun arătându-i fotografiile, am convins-o să ne mutăm de acolo, să facem să o duc în altă parte, să am un fundal simplu, în așa fel încât să nu mă deranjeze. Vreau să-i fac portretul fetei asta. Și evident că în momentul când m-am mutat, s-a dus dracu toată. Da. Serios, da. Camerei. Deja s-a plăștit. Ei, și am început să fac poze, să le arăt, Alt mod de conversație cu ea nu aveam decât să-i arăt poze, da, și de familiarizare. Și încet, încet a început să se destindă ca până la sfârșit să pot să fac iarăși o imagine mișto, da? Să-i prind momentul ăla când are un zâmbet și să pot să fac imaginea fi. Deci, poziția oamenilor, umerilor contează într-un portret? Contează. De exemplu, aici este ușor așa, pe o diagonală, ușor. Da, contează. Sau dacă îi tăiem, de exemplu, e ok? E ok, nu? Sigur. Așa, la maniera asta, dacă am tăiat, nu e problemă. Și eu la fel am foarte multe portrete în care folosesc ăsta 80, fiind foarte lung. Da. Nu reușesc să prind și prind doar... Da, poți să tai liniștit. Dacă tai cum trebuie, să nu tai în dreptul încheieturilor, ci între încheieturi. Da? Iar la cap poți să tai bărbie, poți să tai frunte, poți să tai ureche.